Gabriela Firea dovedește că este un ministru implicat și eficient. A reacționat rapid și a cerut omologului său din Danemarca să accepte cea mai bună soluție în interesul copilului, respectiv ca acesta să fie adus în România când starea de sănătate o va permite, pentru a fi integrat în familia extinsă. Cererea se bazează pe principiul de drept, potrivit căruia menținerea în familia extinsă a unui copil este o opțiune mai bună decât plasarea într-o instituție sau o familie străină. Un bebeluș de 5 săptămâni a ajuns la un spital din Danemarca, iar părinții lui, doi tineri români, au fost reținuți de autoritățile daneze sub suspiciunea că și-ar fi agresat copilul. Ionuț și Sorana Rotundu, aflați acum în închisori diferite, au spus delegației ambasadei române la Copenhaga că se consideră nevinovați și că nu și-au agresat în niciun fel bebelușul. În acest context, ministrul PSD al familiei a afirmat faptul că a trimis o scrisoare oficială către ministrul afacerilor sociale și persoanelor vârstnice din Danemarca, prin care solicităm o soluție de comun acord pentru aducerea în țară a copilului familiei Rotundu, evident când starea de sănătate îi va permite acest lucru. Am trimis autorităților daneze că vom transmite toate documentele și acordurile necesare în vederea asigurării faptului că viața acestui copil va fi protejată corespunzător în România, iar situația acestuia va fi supravegheată de către serviciile noastre sociale pe termen lung, a mai transmis ministrul familiei, Gabriela Firea.